Și cum să nu se ducă lumea de râpă, domne? Cum să nu avem pandemii și incendii și inundații și cutremure când îl mâniem pe Dumnezeu cu tot ce facem aici pe acest pământ? Știți că sunt panourile alea pe marginea drumului, le văd și eu pe DN1, cu sfârșitul e aproape, îți vine să te întorci, naibii. Ați văzut ce au făcut americani? Doamne, au numit un transgender de ăsta, sau cum îi zice, adjunct la Ministerul Sănătății. Bă, deci nu mai poți spune altceva decât Vax Populi. Cum vedeți un bărbat care se transformă într-o femeie? Îl înțelege sau nu îl înțelege? Îi place. Da. Simte, nu? Și... simte ceva exact ca și femeie. Putem să-l judecăm? Nu-l judeci, lasă-l să-și facă treaba. Înțelegeți fenomenul ăsta? Un bărbat care se transformă într-o femeie? De ce face lucrul ăsta? De ce? Pentru bani. Ca să ducă să aia pe ăla, să-i dea bani. Și eu zic că asta este. Dar trebuie să fie mai bine conducerea. Când se aude că e de-ăștia, dar de ce nu le-i la întrebări? Da, le-i la întrebări și spune, mamă, măi băiatule, de ce faci așa ceva? Că nu e frumos. De bărbatul care se transformă în femeie sau femeia în bărbat. Înțelegeți lucrul ăsta? El nu a afrodit, ce să știu. Înțelegeți de ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce am ajuns aici? Cum vedeți transformările astea? Eu din cauza la bani. Fiecare să poată să scoată bani mai mulți. Înțelegeți un bărbat care se transformă în femeie? Păi pentru asta, pentru bani, să scoată bani. Dacă n-are unde lucra, ăștia tot ia banii. Ați putea să vă transformați în femeie pentru bani? Nici pentru nicio sumă? Nimic. Nu ar fi greu dacă v-ați transformat? Dacă nu pot, n-aș putea să fac asta. Ce părere aveți despre un bărbat care se transformă într-o femeie? E sănătos la cap. De ce face lucrul ăsta? Nu știu. O să-i închipui nicio. Că femeie destule. Ia să căsătorească. Nu e bun cu capul. Eu dacă a lăsat Dumnezeu femeie și bărbat, nu trebuie să căsătorească unul cu altul, nu bărbat cu bărbat. Ce înseamnă? E o porcărie. Nu este un om care e cu capul. Are ceva cu capul. Adică acum, deci exact ce spune el. Dacă îi dă drumul la treaba asta, îi dă drumul la toți proștii care e nebuni și pleacă toți nebunii. Pleacă să face ce vrea ei. Nu e frumos. Ați putea să fiți femeie, să vă transformați în femeie? Nu. Nu se poate. Nu. Nu. De ce? V-ar fi greu sau nu vă simțiți? Nu că ar fi greu. Dar nu e cu capul care este, face de-astea, e cu capul. Cred că așa simte corpul, organismul, nu știu. Fiecare cu... Dumneavoastră ați putea să vă transformați într-o femeie? V-ar fi greu să fiți femeie în ziua de azi? Mie? Da. Păi nu se poate, nu pot. Nu pot așa ceva, cum? Să mă transform în femeie, mai ales la anii ăștia. Păi hai că unul de ăsta micul zic că n-are minte. Dar dacă nici n-am minte, atunci ce am făcut? Dar dacă nu erați mai tânăr și v-ați fi transformat în femeie, v-ați fi descurcat ca femeie în ziua de astăzi? Nu știu dacă mă descurcam. Ce vă era greu? Din ce face o femeie să faceți? Nu, că la noi legile sunt altfel. Deci e interzis. De ce credeți că ajunge un bărbat să se transforme în femeie? Nu știu, fiecare cu concepțiile lui. Nu știu. Dar înțelegeți ce e în capul lui? Adică de ce vrea să... Nu știu, nu știu. N-am avut de-a face cu așa ceva. Dacă ați avea un vecin de genul ăsta transgender, bărbat transformat în femeie? Nu, nu e în zonă la noi aici. N-ați vorbit cu el? N-ați vorbit cu el? Nu. Nu. De ce? Nu. Să vorbească cu dai lor.